La servus, toclujeni! Sunt Marius Saciu și astăzi o să împing din nou în fața reflectoarelor, în fața lumii, un cul Jean de-a nostru. Bogdan Rădulescu, zis și Bob, îi de meserie, știi el sfântul, actor, MC, stand-upist. Îmi iau de băut, go on, să-mi iau. Stai că n-am terminat. Ba soț, ba tată. Nu știu dacă am scăpat ceva, vidanjor ești, nu cred. Sunt și vidanjor. Și dau dovezi de acolo o lună. Îmi place foarte mult de Bob, că n-are nicio problemă cu chestia asta, că îi se atribuie orice fel de meserie. El, dacă nu a făcut-o, o face bistoș. Bobule Țucu-s, prezenția, bine ai venit în emisiune. Seru, Saciu, salutări la toată lumea care ne privește. Bine te-am găsit. Bă, stai un moment să întreb. Dați seama că înainte să intrăm în emisie, am stat și am râs un pic, de-o trebuie să stăm să ne să limpezească ochii, că erau roșii. Ațule, ce mi-ai scris pe burtieră? Ce scrie acolo? De la Tudor Vornicu, citire, zâmbete și voie bună, na. Bă, Urzica 8-6 ar fi încântată. Mă bucur că am călătorit în timp. Da, că n-am luat și din Ariș Poponici. Da, puteam și de acolo, da. Nu, mulțumesc de invitație, cu drag am venit. Ce mă întreb de vidanjor? Vidanjor, am fost acolo o lună, când se sparge canalizarea până îți vine echipajul. Tu ai fost septică? Nu ai fost septică. Nu, nu, am canalizare. Nu, ai canalizare. Stradă, da. Și trebuie să faci și meseria asta. Asta am făcut-o. Da. Bobule. Dar ce, ca, o să am noroc tot. Hei, I'm ok. Zi, dragul Eli, tu unde ești născut și pe unde ți s-au împrăștiat ție rădăcinile în țara asta? Că... Am crezut că mă întreb pe unde s-au împrăștiat sămânța. Fii atent. Născut la Cluj. Născut, crescut la Cluj. Deci ești clujan. 42 de ani. Din 79, am 42. E bun. Mă, aș spune chiar 43, dacă suntem în 2022, dar mă rog. O, peste câteva luni. Da, ai dreptate, aproape 43. Da, deocamdată am 42, ca bătrânii. M-am născut în Cluj. Aici m-am născut în Grigorescu, dacă mă întrebi așa. Singur te-ai născut. Bă, cred că am chinuit-o un pic pe mama pe la Stanca, dar în principiu în Cluj. După care ne-am mutat. Aveam vreo 10 ani, am făcut mutarea aia de la apartament mic în care stăteam 6 oameni, 4 copii cu 2 părinți. O găsim mama cu tata o căsuță mică bătrânească acolo în Iris, aproape de magazinul unde lucrau ei și unde lucra toată viața. Și la 8 ani ne-am trezit din apartament în casă. Apropo de meserii, la 8 ani jumate o trebuie să mă apuc să învăț să tai lemne. Casa era veche, bătrânească, n-avea gaz, fiind anii aia 88-89, partidul considerat că nu trebuie la tovarășul Rădulescu cu familia gaz. Tot, dragă, umblam la demolări, apropo, mama, ne privesc cu genii și știu, Titulescu, la vremea respectivă, Pata, încă nu erau gata blocurile făcute. Și se rădeau casele vechi. Și te duceai cu căruța, cu vecinii, cu hoștejenii și încărcam lemne din demolări și le duceam acasă să le tăiem, să băgăm pe foc. De atunci am fost. Prima mea meserie a fost fochist. Fochist sau tăietor de lemne? Tăietor de lemne și fochist. Lumberjack. Lumberjack de Iris. 8 ani jumate, copil mic, cu toporul te faci. Nu, invers. Nu așa a fost viața. Auzi, mică ta și ticu tot de unde? Că e nu scruje, nu? Nu. Mama e din județul... ai mei nu mai sunt niciunii, din păcate, dar când au venit așa. Mama a venit de după Huedin, de la Hodiș. Deci din județul Cluj, de la 60 de kilometri de Cluj. Țărancă de asta faină, cu principii, cu valori, cu tot. Și l-au cunoscut pe tata, care tata era oltean. Născut, Rădulescu, crescut, da. La 30 de ani, tata a plecat de undeva din Drăgoești, undeva din aproape de între Drăgășan și Râmnicu Vâlcea. Din Drăgoești, Vâlcea au venit la Cluj pentru că unchiul meu mai mare, respectiv frate sau mai mare, mare, mare avocat, doctor în avocatură, ăla venise la Cluj. Unchiul meu... Na, care, lângă care am crescut cu toții și toată familia alături. Și omul venind la Cluj le-a zis fraților, băia, ce fă curăți, mă? Care ce fă curăți? Ia urcarăți în tren, veniți la Cluj, ca cile ei mai bine ca acasă. Și tata a venit prin 70 și ceva la Cluj și prin 75 a întâlnit-o pe mama, a combinat-o cum a vrut el. Au venit cu inundațiile în 70. Da, cam atunci au venit. Tata oltean cu gură mare, cunoștea. Deci de acolo arta cuvântului, el și cu Ileana Vulpescu erau meseriași. Mama asta, ardeleanca, la locul ei, liniștită tot, o combinat olteanu, i-a explicat, i-a promis, i-a făcut poc, 4 copchii și o rezolvat. Eu cred că casa copilăriei tale era casa în care bărbatul vorbea mai mult ca femeia. Să fii sigur. Și treaba e și în ziua de azi. Dar nu crezi că Irina mea, care este în facultă, fac o paranteză, profa, i-o zis odată, după vreo 4 ani de facultate în care eram împreună, a fost toată la un spectacol.
Și-a intrat Irina la spectacol și zice profa către ea, ce faci zâna răbdării? Între toate apelativele pe care le-am purtat de-a lungul timpului, unele extraordinare, altele, no, cap în gospodărie, nu știu ce, când bombă după muiere, dintre toate apelativele, ăsta cu zâna răbdării a fost cel mai fain. Zâna răbdării în și ziua de azi, mie îmi toc gura în continuu, și nu zice nimic. Știi, femeia cicălitoare. Nu există în familia mea femeie cicălitoare. Acolo eu sunt femeia cicălitoare. Există numai cicălitoare și pun în față ce vrei. Eu. Trans. Care vrei tu. La care eu merg gura în continuu? Doar la Bobă. Bobule, că tot am vorbit de origini, tu... Deci, sintetizez. Eu sunt ardelean din naștere. Oltean din grație divină. Deci, cât a fost de adânc asta? Asta de la tata. Ca și lacul Baikal. Da. Tot e în domeniu. Tu ești, cum spuneam, băștinaș, aborigen de aici, din Cluj. Eu când urlu de Cluj și zic alții, de ce vorbești, bă, e așa de Cluj, că nu e frumos. Bă, vorbesc cum vreau, că e acasă și l-am văzut. I-am văzut toată minunata asta degradare. Da, tu ești născut din părinți care nu sunt clujeni. Și totuși ai devenit o portavoce a viniturilor, ca să spun așa. Adică te deranjează faptul că băștinașii atacă viniturile. Aia da, aia n-ai cum. E o chestie de umanitate. Adică ce se întâmplă în Cluj acum, probabil s-a întâmplat în fiecare oraș de-a lungul istoriei și evoluției lui, de-a lungul timpului. Iar cel mai bun exemplu pe care îl avem... Care e sol ăsta? Da. Gândește-te, Haciu Drag, la București. Nu e Clujul, Bucureștiul din anii, probabil după perioada interbelică, hai 60, când lumea a început, fie că veneau, fie că îi aducea partidul Meca, ca să populeze. La da. Meca. Și tu te duceai, frate, n-ai cum, nu te poți tu supăra ca și clujan, că asta e nedreptate, asta e ipocrizie. Îi aud, îi văd, îi văd pe net. Găia mea și sunt trafic, numai mașini de Alba, Sălaj, Bistrița, Maramureș. Dar tu ce faci? Am și eu 4-5 apartamente, nu mai pot parca de ăștia. Da, cui le-ai dat în chirie? Păi la ăștia, dar nu pot umbla de ei că-s vinituri. Bă, soarele tău, tu, dar noi nu toți trăim la, vorba lui Cucu, mestecați la un loc. Mestecați. Bobule, dragă, ce meserie ai tu? Sau, rectific, ce meserii ai tu? Conform diplomelor pe care le-am luat la... Le-am luat la școli normale, nu la institute naționale de apărare... și alte chestii de prin București care se poartă. Fără niciun apropo. Fără nimeni, da. Nu, fără niciun apropo, evident. Dacă mă iau după diplomele pe care le am, sunt mecanic frigotehnist. Da, cu asta mi-a tras o freză. Da. Ca absolvent de liceu la modul liceu. Tehnofrigul. Diploma cu care am luat 10 și cu care mi-am dat lucrarea de absolvire de clasa 12 paralel cu BACU, eu sunt mecanic, am atestatul de mecanic frigotehnist. Ți se strică frigiderul? În 2 minute ți-l desfac și zic din care Altex sau Flanco să-ți iei unul nou. Deci asta te pot îndruma. Când îți iau unul nou, da. Râdem, glumim, dar pe ăstea, pe tehnologiile de frigo, ne-am luat atestat. Tu, apropo, ți-ai ales liceul ăsta numai pentru că era în zona acolo aproape de Iris? Și că nu mă... L-am ales pentru că nu m-o primit la altele. Nu. O fi știind de ea ce o fi știind. Nu, și până la urmă părinții, oameni minunați, s-au spupat la mama. Dacă vezi că nu te primește nimeni, du-te aici mai lângă casă, că e păstă drum. Uite, Tehnofric. Vieși în mergea mea. Da. Te aștept cu o zamă acasă, hai. Am făcut Tehnofricul, mi-am luat diplomă de mecanic frigotehnist, râdem, glumim, dar liceul ăla, toți care am fost colegi cu care mai ținem legătura și în ziua de azi, ăia 4 ani de liceu au făcut din puștanii de adolescenți, au făcut bărbați acum, la modul absolut serios și sincer. Aveai practică la liceu, în atelierele liceului și ultimii 2 ani, 11-a și 12-a, am prins Tehnofrigul înainte să se transforme în ce acu de deman. Și am lucrat în secții, învățai de la strung la mașini de găurit, mă învățai cu 2 mâini, un ciocan, un patent, o pilă, să faci din elicopter duș sau ce cum era bancul la România. Luăm la pilă. Am luat la pilă aciu, la broască de aia de ușă, la limbuțe, de la ai luat la pilă de ți-o sări capacele. Dar ne-a învățat ceva. Băi, asta e că teoria ca teorie, dar practica ne-o mor în ziua de astăzi. Da, noi eu m-am scos toate. Tu aveai deci practică. Eu am teoria practică și ziua de astăzi. Da. Deci am să-ți răspund că am luat-o cu curbă pe la Călăraș. Bine, după aia am mai făcut un finanțe conta 3 ani de zile, că m-a ajutat mult la plecările alea în state cu programele Work and Travel cu care m-am dus și care a fost o chestie foarte bună pentru un tânăr, student la 20 de ani,
prin 99-2000 te duci în America să stai acolo să lucrezi, să... a fost foarte ok. Dar ultima diplomă luată, dacă ultima, cea mai recentă, cea mai recentă, cu 16 ani. Nu e ultimul album. Nu, da, poate mai avem ceva de scos, da. De la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai mi-am luat diplomă de actor. Prestator de servicii artistice, cred că așa scrie. Nu scrie numai actor, ceva în artele actorului. Ar trebui să mă uit mai atent, da. E pe vreo două rânduri titulatura. Dar noi toți care am terminat actori. Și actor, aia mi-e meseria. Și poate meseria de actor care presupune purtarea unei măști în orice context, e meseria care mi-a dat după aia libertate să fiu orice, apropo cum știi tu. Bă, vrei să fii vidanjor? Domnul, joc vidanjorul, eu mâine-s vidanjor. Vreți să fiu președinte? Așa de bine îl joc, îl fac mai bine ca și ficusul. A, bine, ce vrei? Nu îmi permite atâtea episoade, mă, așa, serii lungi. No, bine, atunci mai tac, zi tu. Ce ai căutat în America și de ce te-ai mai întors de acolo, ca să era întrebarea de fapt? Nevoia învață pe cărăuș, zice o vorbă veche. Terminasem liceul, niște prieteni mai mari, cu care țin legătura și suntem prieteni și în ziua de azi, fuseseră în America cu primul an al programelor studențești și-o venit tăia Marius acasă după 4 luni, văzând America în anii 98-99, când internetul încă era, știi, te căutai prin... La fază embrionară, da. Da, bă, adică îți făceai... Nu erau multe internet cafeuri, acasă era nebunie, cine avea calculator cu internet acasă. Era chiar la începuturi, fără rețele sociale, fără smartphone-uri, fără nimic. Și-au venit oamenii ăștia cu bani, după o vară muncită acolo, tineri, un pic mai mari ca mine cu câțiva ani, cu bani, bă, și de când au venit înapoi erau altfel. Oameni pe care 4-5 luni de America i-au marcat, dar în felul bun, adică nu i-au traumatizat, i-au marcat pe bune. Și ei când au venit și povesteam, ziceau, bă, Bob, bă, Boabe, bă, Bobiță, să vezi ce acolo, să vezi, uite-ți programe, ești student din anul întâi, îți iei viză, pleci. M-am dus la ei mei acasă, îți dai seama că am decis, eu vreau. Erau vremurile în care mama cu tata munceau toată ziua în magazinul ăla lor, de ace, brice și carice. Și, lame și kilo de lame. Exact, alea, că era un magazin de ăsta mic de textile, încălțăminte. Și, nu, era greu cu 4 copchi, în care fetele, 2 mai mari, surorile, fetele întotdeauna cu nevoi, cu școală, cu liceu, cu anul întâi de facultate, tot timpul aveau nevoi. No, cumva fetele, dragile de ele, no, și părinții erau, bă, pupai ar mama și mie și la frate. Stai că le iau la fete și după aia luna viitoare vă iau și vouă. Până am zis, bă, dar stai un pic. Și iau de la voi ca să le iau la fete. Da, am zis, bă, bine, că aveau grijă, îți dai seama de noi. Dar întotdeauna între copii, băi, amici, mezinuși cu mine, tu te descurci cu o geacă, mai împărțiți la 2. Au fetele-s domnișoarele, trebuie câte un palton, cât... No, râdem glumind, dar ideea e că știi tot așa cu nevoie de astea, de am și muncit eu de pe la vreo 13 ani, că a fost mai ușor, culegeam cireșe în livadă la Steluța. Așa mi-am făcut primii bani. Și de la vecini, și da. Mă, eu am zis din livada Steluța, mă, cu era livada, eu nu știu. Și pe la 16 ani mi-am luat primul job, am mințit că am 18 ani să mă lase să lucrez pe terasă și lucram barman ospătar. Ture de alea de 24 cu 48, de la 7 dimineața până la 7 următoare dimineața. Na, oricum, și atunci dedusem la teatru, n-am intrat în primul an, am intrat la finanțe, conta, bănci și m-am dus cu dosarul la programele astea studențești. Și te-am oprimit și au zis, da, ești ok, anul întâi, bun, trebuie să te duci după viză. Omule, cât costă programul ăsta? Am întrebat. Costă $1,450. Cu banii ăștia îți cumpărai biletul de avion, taxele de program și aia se asigurau că tu ajungi la locul de muncă în state. M-am stat acasă la mei. Mă uitați, eu vreau să mă duc în America, sunt niște programe studențești, vreau să mă duc în America. Zice mama, aoleu, pupălar mama, dar pe stai să mănânci ceva sau pleci sau... ce Olimpie, că nu știu ce e, că... No, bine, o luat săraci împrumut. O luat împrumut de la ceva... Împrumutător. Împrumutător, mulțumesc frumos pentru gentilețea noțiunii, Marius Dragă. O luat de la un împrumutător niște bani, mi-a dat în mână și a zis, auzi, pupălar mama, alții noi nu mai avem, sunteți 4. Alții nu mai am de unde să iau. Făi de 10 ori că trebuie, da, să-i, dăm trebuie înapoi. Să-i dăm înapoi cu dobândă și ochii tăi și banii și ce faci, că alții eu nu mai am. Aciule, așa m-am dus în America cu gândul că am dat banii ăia. În prima vară de America, în vara lui 99, m-am dus în 29 mai, chestiile alea de le țin minte toată viața. Deci am lucrat din iunie, iulie, august, septembrie și în octombrie am venit înapoi. În 4 luni de vară, am avut o jumătate de duminică liberă.
în 4 luni consecutive, în 120 Dumnezeu de zile. Dumnezeu sau nică? Am avut după o duminică de la, după, masă? După masă. Am avut o nică de aia de pe la vreo 4-5 după masa până seara. Valiza, ca românul, m-a dus cu geamantan de la de piele. De ăla, old school, că de ăla l-am avut, nu era... Vuitonul rural. Color. Vuitonul rural legat cu un cordon. Cu de ăla m-am dus în 99 în America. Ala-i sfânt. Vai, bă. Deci s-o mai tat lumea prin aeroport la noi. Îți dai seama cum s-o uita la trei copchi plecați din România să traverseze oceanul. No, ideea e că nu mi-am desfăcut bagajul, că nu mi-a trebuit. Am avut 4 uniforme date de stațiune, resort unde lucram. Ălea 4 le rulam, picai, te trezeai a doua zi, lucrai, picai, te trezeai 120 de zile. Linie. Și a fost extraordinar de fain. În ălea 8 ore de dimineața până... Că, resortul zice așa, stațiunea. Bă, copii, v-am adus work and travel. Voi sunteți aici ca să munciți și după aia să călătoriți. Așa erau programele. Înapoi acasă. Da, nu. Ideea era că așa erau programele gândite pentru internațional. Dom'le, vine aia, lucrează 40 de ore pe săptămână și după aia trăiesc. Lucrai 2 luni și o lună te plimbai prin America. Noi eram numai cu gândul la banii luați împrumut acasă. Deci am lucrat, am zis, bă, când ne trimiteți acasă? În ultima zi de viză, nu? Eu atunci plec. Și atunci la noi, în primul an, a fost work and travel, a fost work and sleep, atât. Sleep. Dar nu-mi pare rău, că în următorul an m-am dus deja mai lejer, mi-am luat zile libere, am avut weekenduri. Până în ultimul an, când a fost Bosache, adică te duceai la lucru. Da, vă rog, asta se face așa, 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 tu faci aia, aia, tu faci aia, aia, să-i dăm drumul că vin turiștii. Vorba aia că munca l-a făcut pe om pupoș. Poș, da. În ultimul an am fost boss. Uai, ce fain a fost. În toți a fost fain, dar am învățat să lucrez. Și de ce ți-au zis ăștia Bob? Era greu să-ți spună Bogdan sau care? Aia, bistoș. Mă, că eram Bob și dinainte de la Bobby Ewing din Dallas. Mama, fan Bobby Ewing, i-am zicea Bobby de mic. Bobiță, Bobuleț, Bobby, mamă. Bobiță. Eu așa am crezut și prin, m-am crescut și prin cartier cu Bobiță. Și când am ajuns la America, am uitat aia pe hârtie. Ok, what's your name? Bogdan. Is it what again? Bogdan, Bogdan, Bogdan. Bă, de sunat, de, mi se străpezau dinții. Și odată le-am zis, call me Bob. Oh, zice, Bobby Tizi. M-am gândit. Și insignele toate mi-erau cu Bob Rădulescu sau Bogdan Bob. Deci de acolo e Bob. De acolo e Bob. Că nu a putut să zică Bogdan. Eu credeam că era ceva rudă cu negru ăla care a plecat atunci. Mă rog, na, hai să nu intrăm în detalii. Ce îți place ție să faci mai mult și mai mult din toate meserile astea pe care mi le-ai enumerat aici? Acum îmi zici încet să nu audă una dintre meserii că dacă o dezavantajești. O, ce bună întrebare, Marius. Nu știu să zic. Care îmi place cel mai mult? La încuiat. Foarte tare. Fii atent, mi-am crăpat lemne acum într-o zi. Și mi-a plăcut să stau în curte, să asud pe ele, să niște bușteni mai vechi, să-i crap, să-i bag pe sobă. Că la prețul gazului am zis, hai să bag cucuruz. Porumb, tot ce găsesc prin curte, ceva tranșat, îl bag pe sobă carte. Îmi place asta. Îmi place în grădină. Așa am crescut de mic la casă. Nu știu dacă aș mai putea sta la bloc, cu tot respectul pentru ei. Dar mi-e drag în grădină. Mi-am tăiat pomii zilele astea când s-au încălzit un pic, mi-am tăiat. Am învățat să tai de la domnul Ghibu. De la domnul Ghibu, acum câțiva ani. Deci ai tăiat cu science. Am tăiat cu science. Domnul Ghibu, căruia îi mulțumesc cât o-i trăi, domnul Ghibu, într-o singură zi, înainte să intre într-o emisiune a dumnealui, pe o foaie de hârtie, într-un minut, cu un pix mi-a arătat. Tai aici, 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 ăsta e mugur de rod, ăsta e mugur de creștere. Cred că așa a învățat și doctor Ciomu să taie. Bă, e pe hârtiuță. Nu, e de pe hârtiuță. Bă, dar tai pomii, eu fac recoltă la mine. Circumcizi pomii, da. Da. No, dacă e de făcut... Tăiatul ceva. Porcului îți place? Mă, ce că nu-i bine să te lauzi cu asta. Am devenit vegetarian. Întreabă-mă de când. De 2 săptămâni n-am pus gura pe carne, adică nu, că sună greșit. Am pus gura pe carne, dar n-am înghițit-o. Stai un pic, stai că n-am zis bine. nu mai mănânc carne. Când eram mici, venea Ioșca Baci, de când aveam 10 ani, venea Ioșca Baci la noi în fiecare... Înainte iarna. De Crăciun, iarna și tăiam un porc. Nu, era o chestie de supraviețuire, n-avea ce faci. Nu o să uit, cu un an înainte să plec în vara în care am plecat în America, i-am zis la mama, aveam 20 de ani, și mama beata nouă de mic, să ții în curtea mică din spatele casei, mai țineai porci. Erau vremurile în care în Cluj se țineau animale în curte, nu trebuia să, nu venea poliția locală.
Și pe cuvântul meu, când anul ăla am zis la mama, auzi, nu te mai chinui, te rog, nu te mai chinui cu ținut porc, că mă întorc eu din America și cumpăr porc. Du-te mă pupa la mama, Olimpie. Dacă eu îți spun că nu mai. Și în vara aia am convins-o să nu se mai trudească cu lături, cu chestii, cu rănit în coteț, știi? Și m-am întors din America, nu o să uit cât o-i trei. Am cumpărat porc mare, fain din târg, cu $100. Atât a fost porșans cu $100. S-o tot uitam. L-ai luat gata, pregătit l-am luat psihologic pentru tăiere. Psihologic, da. L-am scărpinat după oreche și am zis, Pamfil, pare rău, trebuie să vii. Acum trebuie să înveți să tai greierul. Da. Da, da, urmează. Tai românul greierele. Nu-mi place, nu. Asta cu sacrificatul n-am putut-o face, nu mi-a plăcut. Dar dacă a fost... Dacă nu ți-ai asomat asta, eu ce să-ți fac? Nu mi-am asomat-o, s-o asome alții. Bobule, ce modele ți-ai ales tu în viață și în meserie? Ți-am dat din culegere. Iar mi-a dat greu. Ai zis că veni la povești legere și tu îmi dai de astea de filozofie. Bine, hai. Raus. Măi, mama, afară de părinții tata, tăi care... mama cu tata mi-au fost și o să-mi fie toată viața model. Oameni simpli care au muncit să facă să le fie ok, dar care s-au sacrificat un pic prea mult. Asta n-am apucat și nu se pot să reproșez unui părinte care nu mai e, nu vreau să reproșez așa ceva. Dar un pic s-au sacrificat prea mult pentru copii. Poate ar fi trebuit să se pună și ei, știi, să fie și ei bine, nu să dai, să-ți dai și sufletul pentru copil. Nu, asta e o chestie părintească. Dar ca să-i fie bine copilului, să-ți fie bine și ție un pic. Na bun, deci ei sunt ei. În rest am cunoscut oameni, am cunoscut oameni minunați, de care nu auzi nimeni, nu-s nici bogați, nici celebri, dar care au valori și care într-o zi, la un moment dat... Știi valorile alea. Într-o zi, la un moment dat, ți-o dat o mână de ajutor sau un cuvânt sau o mângâiere sau un sfat. Ăia sunt adevărații făcători de bine. Iar pe linie profesională, am zis-o și în facultate și o zic și după 16 ani, profii mei, oamenii pe care, de la care am învățat meseria de actor, Miclos Baci, actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, proful nostru, împreună cu Irina Vințe, profa noastră, actrița Teatrului Național, cu Cami Curuțiu, cu Ionuț Caras, ăștia sunt oamenii care ne-au luat la început de drum în facultă. I-am văzut pe scenă și mi-au plăcut, i-am văzut pedagog și mi-au plăcut. Și există nenumărați actori pe care admir, wow, ce mișto, mă uit la Al Pacino și în ziua de azi și îmi cur o bală, mamă, ce actor. Ce aș dansa și eu și la 80 ceva de ani pe stradă. Pe stradă. Eu, da. Mă uit la Brad Pitt și mă gândesc, Dumnezeu! Ce cafea bea ăla. Ce bea. Mă uit la Monica Bellucci și mă și... gândesc, Doamne, puteai să mă naști mai aproape de ea, mai... Nu știu, nu, înțelegi? Hai, și așa de parte. Da, da. Cum te-ai apucat de televiziune? S-o apuca ea de mine. Că eu n-am avut planul cu ea. Eu n-am avut. Eu eram la repetiții la teatru. La teatru la Euforion, repetam cu Dragoș Pop, primesc un telefon de la Uscat. Care văzuse o filmare cu câteva zile înainte în debuturile lucrului acum vreo... așa am ajuns în, înainte, acu într-adevăr, stai, acum 10 ani. Înainte, respectiv acum 12 ani, greșesc, vezi, nu ăla a fost debutul. Celălalt debut a fost la un post local din Cluj, în antenă, în care Cristina Pintilie avea nevoie de un, pentru o emisiune de asta, de un magazin de weekend, de o oră jumate de live. Și cum a tăi avut magazin? E da, au zis, bă, asta trebuie. Și m-a sunat Dragoș Pop, actorul naționalului, el m-a sunat și a zis, eram tocmai după vreo 2 ani de terminat facultatea și a zis, vii până într-o zi la niște discuții. Atunci am cunoscut gașca de la Antena 1 Cluj și era Cristina Pintilie, Șendrea, pe Cristina o știam din vremurile de ProTV. Era gagica aia faină de... Andreea Esca la... Clujului. Era Andreea Esca Clujului, bine. Și mi-a zis, uite, o emisiune de o oră jumate, live, adică nu, e live, adică ce prostii zici aia e, și trebuie Cristina să aibă un coprezentator. Un sprijin. Și câteva luni am făcut proiectul ăsta și a fost foarte drăguț. După aia s-a încheiat, am mers mai departe vreo 2 ani, mi-am văzut de viață și prin 2012 pornit asta proiectul mai mare cu Luc. Uscat ne-a chemat să începem o ceva formă de emisiune. Am dat o probă pe stradă, ceva audiție de asta, a ieșit foarte drăguț și a zis ăla, hai să facem emisiune și de acolo încolo... Late Night Show, ne-am întâlnit cu băieții de la micul dejun și am făcut după aia cenzuratul, după aia epicul, după aia online-ul. Deci eu tot visam, domnule, o să mă duc, o să joc pe scenă la teatru, o să-mi fac roluri, o să mă duc la garderobă, o să-mi pun
haină, tot, poc. Na. Viața a avut alt plan. Da. Și acum urmează, mi-a ridicat-o la fileu. Ce îți place mai mult, scena sau televiziunea? Scena. Scena. Scena, că dacă noi doi purtam, dacă făceam o piesă noi doi și eram aici exact cum e, dar de la cameră încolo era lumea, publicul, îl simțeai, vibra, era altfel, așa eram, știi? Era acolo. Asta e foarte fain. Nu știi cine se uită acum în spatele telefonului și sau cine notează, da. Nu știi cine stă liniștit pe WC-ul în aceste momente și se uită la noi. Exact acum. Animă că m-o ghicit că sunt pe WC-ul. Fiecare unde îi face plăcere. De adâncă. Dar emoție, da. Teatru e, știi, pornești de la ideea că no, pentru asta m-am pregătit. Iar televiziunea e o mască. E un alt rol pe care îl joci. Cum a fost experiența ta la București? Întreabă-mă, mai am multe de astea. Acum, eu sunt un pic insider, eu mai știu niște... Tu mai știi. Așa, a fost foarte faină, foarte bine. A fost foarte faină, ne-am dus cu băieții la București. De când am pus piciorul jos în București, cumva noi am simțit și am știut tot timpul că nu o să fie orașul în care o să mă mut niciodată. Dar uite, și în ziua de azi, în timp ce vorbim, e orașul în care am treabă o dată pe lună. E cumva ciclic, mă duc o dată pe lună, o zi, două, maxim trei, la diferite proiecte. Ba câte o filmare, ba câte o conferință, ba câte o gală, ceva. Mi-e drag să-l vizitez, la modul serios. Ajung, îmi fac treaba ca mercenarii. Nu vreau să sun în contextul ăsta de Doamne ferește. Nu, dar ca mercenarul bun. Bună ziua, ce am de făcut? Asta, 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 pun suflet, pun tot. La eu final am dat mâna. Până da, aici. Da. N-așa. Încă mă uit la ceas, la cât îmi decolează avionul. Și țuște acasă. Așa a fost și experiența de atunci. A fost foarte... a fost diferită că am plecat din televiziunea din Cluj cu Gașca și am ajuns să vedem cum se fac lucrurile altfel. București ne-a învățat terminologia de balet. Asta o să o dezvolt odată, dar putem și acum. La Cluj, chestia asta poate fi făcută de 4 oameni. Noi doi, unul aici și unul cu luminile. Sau 3. Sau, hei, putem fi noi doi, pornim camerele, venim, ne punem în fața lor și facem emisiunea. Noi centrăm, noi dăm cu capul. Noi, da. La Cluj, o chestie de genul ăsta se face în câtă e echipă. La București se face balet. Echipa pentru această întâlnire dintre noi doi este formată din 49 din de oameni. Următorii tovarăși. Da, 49 de oameni. Unul ține de colțul ăla de jos, altul îi aduce un fir ca să țină de colțul ăla de jos. Doi îi deschid ușa și unul rulează o rolă cu filmul. Al cincelea stă la ușă și zice cât să deschide ușa ca să ruleze rola cu filmul, cu cablu. La ușă stau încă doi care arată din ce mașină în ce mașină trebuie să meargă rola. Și stăteam la București și ne uitam la 40 de oameni care făceau treaba pe care noi o făceam 4. Și te gândeai că din banii care vin pentru ce producem noi aici, cât la sută se duce spre acei baletiști? Iar expresia vine de la un mare greucean al televiziunii de tranziție care zice, bă copii, trebuie făcut balet, se face balet. Adică, că noi n-am știut. Și au zis, păi ca să înțeleagă clientul de ce îi cer 200, n-au o cifră. Bună ziua, cât costă acest proiect? 200.000 de euro. Aoleu, păi de ce costă mă 200.000 de euro? Păi aia așa, e gică care deschide ușa, ca e door grip. E ăla care dă cu cablu, care e cable grip. Mai și e Hodor, care ține ușa. Da, da, yes. Și atunci la București îi dau pe un proiect de ăsta 200 de mii, că sunt 40 de oameni care trebuie să trăiască. Vii la Cluj, domnule, cât costă asta? Cât e ceasul? 10. 200 de euro, că sunt eu și cu colegul. Bizanțul să trăiască. No, din păcate, ne uitam la București, frate, armate de oameni veneau cu microbuze. Și noi ne gândeam, ok, asta o puteam face noi 4. E alt sistem, e alt sistem. Să nu fiu înțeles greșit, no, bine, alte proiecte, produse și proiecte și proiecții și... Alta învergură. Deși acum, învergură. Încet, încet, na, se mai schimbă polii de interes, da? Nu se știe niciodată. Ce mai face Haurențiu? Ce mai face Haurențiu? La ora asta cred că dorme. Nici nu mă așteptam să lucreze. Sau dacă nu dorme cu Piranda, cred că îi numără poalele sau ceva. Cum a apărut personajul ăsta? Cum ți-o trecut ție prin? Era să zic, cum ți-o căca mintea. Da, da, foarte bine, puteai să mă întrebi așa. Mă, asta e una din dilemele teatrului. Acești, tu ai cochetat multă vreme, tu știi scenă. Nu, mă, chiar am cochetat. E foarte bine. Și bigud, cochetat și bigudiuri. O mare parte a lumii teatrale zice că personajul se construiește.
Altă parte zice, nu se construiește, se lasă, se iasă. Nu, nu știi unde e, nu știi care e. Elie nu. Da, nu știi pe ce să pui mâna exact. S-a născut la Cenzurat, la emisiunea pe care o aveam cu băieții. Adevărul e că s-a născut înainte de orice televiziune, s-a născut în anul 4 de facultate, când cu niște prieteni era la modă, erau la modă petreceri tematici și între tine. Bă, facem un chef retro, facem un chef disco 80, facem un chef țigănesc. Sugu, tot felul de astea. No, prin localul, prin oraș, cu muzică, cu băutură, cu voie bună. Și cămașa aia magică roșie era din ceva second găsită și la o petrecere de genul ăla mi-am pus cămașa, mi-am pus un clop, mi-am pus ceva și am făcut că era petrecere cu șatra. Mă rog. Dar pe sticlă a apărut la Cenzurat când careva din gaborii noștri făcuseră ceva prin Anglia. Foarte fain. O știre de asta care te face să te ții cu una de cap o nou. Ai noștri făcuseră ceva prin Anglia. Și noi băieții la vremea respectivă, cum aveam o revistă a presei și interpretam toate trăznăile astea, au zis băieții în ședință, bă, trebuie să facem asta cu gaborii în Anglia, cu romii în Anglia, cu țiganii în Anglia. No, cum facem? Sunt toți băieții la mine, bă, care aveți o cămă? Care facem un țigan? Bă, facem un țigan. Zic, îl fac, cum să nu-l fac? M-am dus acasă, zic, stai mă, că eu am un echipament de prin facultate. M-am speriat, m-am dus acasă la Irina și să facem un țigan. Da. Am făcut. L-am luat exact cum știe și după 10 ani buni, m-am pus în fața camerei și am zis ce am avut de zis. Și-o prins, o mers bine. Două săptămâni mai târziu, iar o trebuit o chestie, că noi noștri ne dădeau subiecte. Iar l-am făcut. Și tot așa l-am făcut de... Hai să vedem ceva, chestie scurtă cu Haurențiu, cu el? Să nu vorbim în gol. Da, hai să-l salutăm. Cum nu? Papuț confortabil este. Baterie externă este. Carce bună este. No, la relaxare. Cu marea în fundală. Mau! Mau! Mai ai mult! Hai că trebuie să mă ajut cu ceva! Ai că cum mă scoci tu din zona de confort, tu nimeni lume nu mă scoci! No, haide! Auge! Ce-am rugat foarte frumos, să nu mai mă l-am deranjez când sunt shitty break. Ce-ați trebă? Mou, dar ai zis că cobor hainele alea de vară din pod. Și apoi am mus trebă țoale de vară. Păi da când? Da cum? Că dacă mă aștept 5 minute, se duce anotimpul. Dumnezeu de lună iunie, că nu știi că cum e vremea că să iei pe tine jacă de fâș, o să iei o chimeșă ceva. Vrei să faci un grătar și pui micul pe soare și minte n-așa să-l o strâns ploaia pe cărbune. E, hodrobeță și țoale și rondiuri și ceva. Mai ți-l întrebă ceva, că vasul ăla are nevoie de un căpitan de ceva. Mă, dar ai zis că tu înzi iarba aia din curte. De apă și căderea de bolovan. Poftim, am tăiat și iarbă. Ți-am oferit toate condițiile, numai să ți-am rugat frumos să mă lași un pic singur când vreau și eu timp pentru mine. Mai aștept ceva? Mă, dar pe nu prea mai aște de mâncare. Asta nu cred că ți ajunge. E, șefa la cuțite care ești tu. Ți-am adus de mâncare. Mai pot să fac ceva pentru tine, răjâna mea. Nu, răjele meu, poți să te întorci la trănul tău că te așteaptă. Nu mă și duc. Las că te cheme dacă mai ai ceva. Oba, nu mă chem, deloc nu mă chem. Mă lași în pace. Să-mi și un pic de vreme și de timp pentru mine tu. Să mă relaxez, să cecesc și eu o gazetă, un ceva, să dau un dentrala de ceva. Și te relaxezi așa, singur? Bă, dar nu ești normală tu. Dar știi că nu mă pot relaxa cu cine dacă stai acolo în budă și te uiți la mine. Ha, nu pot să citesc o veste, nu pot să dau un like, nu pot să dau nimic, ca nu pot. Unele lucruri le fac singur. Am mă duc să știu singur. Mândră! Tu, pirandă, adă-mi-l-o pe telefon, tu!
că l-a lăsat în casă Oringelor. Nu ți-l aduc, că deranjează la relaxare. Tătă, ești ca-n filme. Tot ce zis se poate folosi împotriva ta. Apropo, ai avut ceva reacții din partea comunității țiganești legat de personajul ăsta? O, da. Să mă ierte, eu le zic țigan pentru că da, și țigane, ei sunt tot așa. Tot așa, când ai, le zici rom cu doi de râs, uite da, la tine așa. Da, că al doilea rând nu înțeleg. Am avut, mai ales în cartier la noi, unde toți ăștia tinerii, de la ăștia micuți până la ăștia așa mai de vârsta mea, ăștia sunt mari fani. Adică la modul cum mă opresc pe stradă, vin să-și facă poze cu mine, le-au arătat la mame de pe telefoane ce fac eu, vecinele mele cu care am crescut, pe care le știu de când eram copil mic și ele și cu ei veneau la magazinul părinților să-și cumpere de la ce aveau nevoie la ce aveau nevoie, mă rog. Însă exact de câteva zile am avut un pic de dialog mai aprins cu doi dintre ăștia mai seniori, care au venit să mă întrebe de ce fac asta. Dar pentru ce fac eu asta? Dar de ce place să le arăt pe ei așa? Zic, mă, un pic, admirativ o fac, personajul pe care îl construiesc. Dar noi nu umblăm cu cămășdele, au zis. Păi zic, dar nici eu n-am zis că e vorba despre voi. Ei aveau niște cămăși albastre foarte frumos în pătrățele, cu sacouri. Zic, vecine, nu trebuie să te superi, pentru că ce fac eu nu iau în derâdere, nu-mi bat joc, pun lumina. Nu, tot nu înțeleg ei treaba asta cu nu vreau să înțeleagă și oricum am terminat, la replica asta n-am mai avut ce să zic, o zis, din cauza dumitale nu mai putem să cumpărăm case, că ne-am dus să cumpărăm undeva casă și din cauza că ai făcut clip cu vândut de duplex, nu mai putem să cumpărăm noi. Păi zic, vecine, aia nu-i de la mine, că eu la rândul meu am făcut-o, că era, păi nu, că tu ai început, o zis. Și am stat și ne-am certat un pic. Pe vocea aia am stat și ne-am certat un pic acolo în piațetă la noi. No, bine, ăștia tineri sunt fani, foarte mulți au zis, nimeni nu ne-a reprezentat niciodată așa, știi, constant cu... Știu cum ai fost reprezentați, e o chestie de gusturi, știi. Dar, da, unii nu-s mulțumiți de ce atrag atenția asupra lor, de ce pun lumina pe ei. Cum e să fie MC? Sau hai să spunem, să înțeleagă tot românul... Staroste corporate. Staroste, așa. MC-ul e staroste corporate. Da. Mai foarte fain, mie îmi place foarte mult. E o meserie cu care trăiesc viața și îmi cresc copilul și îmi țin familia și e foarte ok. Fiecare eveniment are nevoie de cineva care să zică câteva cuvinte, să le zică oamenilor, bună ziua, bine ați venit, unde ați venit, de ce ați venit. Mai în glumă, mai în serios, am zis odată că și mormântările ar avea nevoie de un MC. E un pas firesc în viață, e dramatic, e tragic, popa își face treaba și îți zice acolo dezrupe sufletul. Da, dar e fiul roșu care trebuie da. Să ducă, tot da. Pe fiul cineva roșu. Trebuie să vină să zică, trebuie să zică și despre și viață acum urmează, și de mogon. Da, da. Da. Na, nu-mi doresc să fiu MC la mormântări, dar care trebuie să fie. Viața, nu? Da, nu știu niciodată unde te duce. E foarte fain. Am întâlnit, sigur, îmi și aleg evenimentele. De la gale corporate, la gale umanitare, la spectacole de caritate, la licitații de artă și tablouri pentru diferite cauze, la petreceri private, la corporate, oriunde e nevoie de cineva care să zică câteva cuvinte potrivite, exact ce trebuie, cât trebuie, astfel încât lumea să zică, bă, a, da, dacă, ce facem azi aici? Sau cine se ocupă? Dom'le, aici omul ăsta care cu asta se ocupă. E foarte fain. E un stil de viață bun. Nu e suficient să ai papagal, trebuie să ai și șarm. Și tu ai, Doamne ajută bun, din da. Belșug. Mulțumesc. Bă, e o mască. Actoria e o mască. Actoria este o îmi pun masca de șarm, o iau de acolo din dulap, o scutur de picior de dor. Gata. Cum îți gestionezi tu celebritatea? Și acum, de ce te întreb asta? Urmează după aia o altă întrebare inevitabilă. Acum, celebritatea. Pentru că ești un personaj celebru. Da, fii atent. Nu neapărat personaj, fii ești atent. Un celebru. Nu, te-ți spun cum. Asta e de la mama și de la tata. Repet, oameni simpli care ne-au crescut. Na, ei au fost părtași până în ultimele zile a vieții lor, până în ultimul moment când am stat lângă ei și ei au aflat și au văzut că am devenit cineva cunoscut. Adică venea lumea din cartier la ei să le zică vai, domnul Mihai, vai, domnul Olimpia, l-am văzut pe... No, deja și ei se uitau pe internet la mine și la TV-ul și chestii. Oamenii erau mulțumiți, ai mei, erau mulțumiți pentru că am făcut ce ne-a plăcut în viață, lucru pe care ei l-au încurajat de mici. Bă, pupă-i-ar tata, mama, faceți ce vreți, fiți fericiți că de voi depinde. Bun, deci ei, dar totuși de mici ne-au zis,
sau nu, nici nu trebuie să ne zică cât am văzut faptul că nu te schimbi. Când ai niște principii și niște valori și o fundație relativ sănătoasă, chiar dacă e simplă, de oameni simpli, bă, dar când o ai, nu te poate schimba. Celebritatea, să știi că nu schimbă. Marius, celebritatea nu schimbă pe nimeni, sau averea, sau deci banii. Deci nu-i ca puterea. Sau... Nu-i... Fii atent. Și nici puterea nu te schimbă. Toate astea nu fac altceva decât să amplifice ce e în tine deja. Bă, dacă ești bătoc, dacă ești un ticălos de mic, când ajungi mare și bogat și celebru, nu faci altceva decât să fii ticălos la alt nivel. Dacă ești normal de mic, când ești mare ești la fel de normal, doar că ești un normal mai cunoscut de oameni. Din ciclu, dacă ești prost de mic, când ești mare, numai te joci. There you go. Și dincolo de mama și de tata și de cei apropiați pe care îi vedeam, am vecini în cartier cu care suntem și acum vecini și prieteni, oameni un pic mai mari decât mine, gașca de tineri la care eu mă uitam când aveam 15-16 ani, ăștia erau băieții de 20. Foarte fain. Și uite-te, Dacian, un vecin și prieten, Dacian Miron, care locuiește și în ziua de azi acolo vecin cu mine în Iris, mi-a zis o dată când aveam vreo 16-17 ani și eram de ăsta mai bun de gură, mai aveam ceva și el văzuse. Ce Dacian o dată către mine, bă, Bobicule, dacă vreodată ajungi vreo celebritate, vreo ceva și treci pe stradă și nu mă salut și te faci că ai uitat de unde ai plecat, mi-o așez două picioare în cur, îți dau și te scuip de nu-ți revii. Și a râs, am glumit, mă, dar n-am ținut minte pe Dacian cu vremea. Și în ziua de azi ne oprim și râdem și glumim. Și bă, pe bun, adică nu-i ce... Celebritatea nu e ceva ce mi-am dorit, la modul absolut sincer. Adică n-am alergat de mic, mi-am dorit să fiu celebru. Celebritatea înseamnă că nu poți să ridici un crac, să faci un pârț, că toată lumea știe. Și atunci numai te trezești că ești celebru și te gândești, no, bine, am luat celebru, hai măcar să am grijă sunt și să fiu atent. Sunt celebru, de aici. Da. No. Hai să fiu atent, cum, atâta, cum o gestionez. Îmi văd de treabă exact cum mi-aș fi văzut și acum 10 ani. Îmi fac meseria și fac ce-mi place și mă țin fericit. Și acum urmează întrebarea capcană. O știu pe Irina, e o fată de 10 plus cu steluță. Este. Cum reacționează ea la toate fotografiile ale tale cu o grămadă de fane când s-a terminat după gât, parcă ți-ar fi mărgele toate acolo, la toate evenimentele ești înconjurat de femei. Da. Și nu femei, da. Femei, da. Adică să ne înțelegem. Da? Foarte bună. Din nou, foarte bună întrebări. Aciu mai spart astăzi. Irina mea reacționează în felul în care n-a reacționat probabil numai 0,1% din femeile lumii. Ignor. Deci nu interesează. Sau dacă o interesează, o trecut peste. Sau dacă nici nu o trecut peste, o înțeles un lucru. Irina mă cunoaște de când aveam 5 ani, pentru că am fost colegi de grădiniță unul lângă altul, colegi de școală. Da, I'm sorry, that's life. Deci noi am fost colegi de clasă. De clasă. Clasa 1-a, 2-a, până în clasa 8-a. Când a 8-a ni s-o despărți drumurile. Vorbesc foarte serios. Când plecam de la școală, Irina mă conducea, trecea pe lângă stație și stătea cu mine în stație să-mi vină autobuzul să mă aducă din Grigorescu până în Iris. După care ea se ducea în bloc cu ei. Nu ne-am atins niciodată, nu ne-am iubit, nu ne-am pupat. Nu. Eram colegi, făceam teme împreună și povesteam. De când eram copil mic, eu povesteam și am ascultat. Ne-am despărțit în clasa 8-a, ca și colegi, salut, salut, liceu fericit vă doresc. O trecut liceu, eu am plecat în America și am făcut o întâlnire de 10 ani, de terminarea clasei 8-a. Și la întâlnirea de 10 ani am pus unul lângă altul, m-am uitat la ea, crescuse, arăta ca o elevă eminentă, drăguță, i-am zâmbit, Serus Iris, Serus Bob, ce faci, ce faci? I-am mai zis ceva prostii, dar nu le putem da pe post că suntem oameni serioși. Am râs, am glumit și atât de mult mi-a plăcut să povestesc cu ea, încât la finalul discuției și întâlnirii de 10 ani, am zis, hai să ne întâlnim și săptămâna viitoare, hai. Și de atunci ne tot întâlnim în fiecare zi. Și acum am făcut introducerea asta ca să înțelegi. Iri mă știe de când aveam 6 ani. Ea știe că i-au crescut cu bufonul școlii lângă ea. Cu bohoțul. Așa, cu guristul. În facultate a fost lângă noi, lângă colegii de actori, la toate spectacolele. O înțeles, o văzut. Ăsta e rolul. O văzut ce fac. De tineri, de când mă duceam la prezentări și gale, i-au văzut cu ce mă ocup. Și uita, bă, e fericit? Da. Îi place? Da. Își face meseria bine? Da. Face să fie bine pentru evenimentul la care încât la finalul serii și tragi linie, toată lumea e câștigată? Da. Bă, vine acasă după câte o gală de asta de cu gagici faine? Da. Se întreabă Irina, vine acasă? Da. Are grijă de mine? Are. Are grijă de copil? Da. În casă avem tot ce ne trebuie? Da. Suntem fericiți? Da. Păi dacă asta e libertatea lui și plăcerea lui,
ce să apuc? Să-i tai aripile și să-i pun zgardă de gât, să fiu ca toate muierile lumii? Unde pleci? Unde te uiți? De ce te-ai uitat la ea? Irina întoarce capul câteodată și îmi dă cu cotul. Ce? Uite-te la ea, ce faină e. Și vorbesc pe cuvântul meu de onoare. Irina, dacă eu o ratez, mă întreabă, ești ori nu? Uite-te la ea, ce faină e. Și mă întorc și mai vezi câte una de ani decupate din revistă. Ai de capul meu, ce faină e. Faină femeie, măi. Atâta e de normală. Ești sigur că nu-i bărbat? Mă, am căutat, nu e. Dar pe interior e... Bobule, Țucu-s prezenți, atât am avea de vorbit amândoi. Știu, și dar n-am vrea să ținem. O să mai facem o emisiune, pentru că vreau să ating și alte subiecte. Cu dar acum hai să ne lungim. Vreau să ating și subiecte legate de activitatea ta socială, de implicarea ta în... Da, mă, nu ți-am zis nimic cât putem ajuta în stânga, în dreapta. Aia bucurie, nu că mă fac MC. Să vezi tu când atingi scopul. Hai că vorbim data viitoare. Vorbim data viitoare și mai vorbim și despre partea de stand-up. Yeah. Mulțam. Din suflet. Tare fain, Doamne, ajută-ți în tot ceea ce faci. Și vouă că ați stat cu noi. Dragilor, aceasta a fost emisiunea Culjanu Zire, realizată de Via Cluj TV și Cluj24.ro. Sunt Marius Saciu, să auzim din ce în ce mai bine. Vă țuc!